Ce să râd că nu trebuie, nu ești obligat să stai cu tânăra că suferă. Trebuie să te intereseze dacă suferă. Ce asta e? Cu atâta nonșalanță, cu atâta răutate, nu înțeleg. Și că, da, ai vrut să faci cuplu fake și... Da, nu știu dacă asta este părerea ei. Și eu zic că și tu, da, și Bianca, auzi că și tu ai fost ea, pentru că atunci când a fost ea certată cu Livia și tu te-ai dat la Livia. Deci, e o altă situație. Da, stai puțin, că e o altă situație, pentru că Livia m-a lăsat, mi-a dat voie să... A zis că eu... I-am zis că vreau să cunoască. Gabi, da. A zis că nu vrea să cunoască. Exact. Nu e ca și cum eu m-aș duce acum la Gabi și a zice, Gabi, eu vreau să te cunosc pe tine și el îmi spune, te rog eu frumos să încetezi, lasă-mă în pace și eu tot să mă duc. Asta ar fi... Că aș fi foarte rea. Adică nu aș înțelege anumite chestii, înțelegi? Da. La Bianca cu Liviana au vorbit de situația de ieri. Da, păi n-a zis nimic. Bianca, ce s-a întâmplat cu voi ieri de ați dispărut? Nu vreau să vorbesc. Du-te, pleacă, lasă-mă. Nu sunt prea mică, că am vorbit înainte de emisiune, dar... Cum? Ce ai zis că n-am auzit? Am vorbit înainte de emisiune. Acum, adică, astăzi? După ce am terminat. Nu, nu astăzi. Aseară. Da, e. Știu că tu te pregăteai, bla, bla, bla. Da, era luată să intre, da. Da, că te-am văzut. Și? Și nu, deci eu înainte de asta, înainte să mă îmbrac, m-am dus afară la el, am văzut afară, am zis hai să stăm de vorbă și m-am dus cu gândul să-i zic că s-o încheiem, că nu putem să facem nimic, că ne certăm, da, e așa. Da. Și la un moment dat, nu știu, a ridicat un pic tonul și a zis nu țipa la mine, să nu știu cum e, nu ridica tonul. Și după aia el a zis du-te de aici și am plecat. Dar eu trebuia să stau atunci cu el, să-l ascult, să văd ce are de spus, dar eram prea nervoasă și n-am vrut să, da, nu puteam să stau să-l ascult. Și m-a ridicat și am plecat. Și mi-a zis, poate mai bine să te am și ascultam ce avea de zis. Și s-a lăsat adus, o zis, băieți, că a fost foarte supărat. Păi asta a fost chestia, că eu i-am scris, vezi că o să vin să vorbim. El era dincolo, eu până m-am terminat de machiat, el a apucat să plece. Eu când m-am terminat de machiat, l-am căutat. Pe aici, pe dincolo, pe la băieți. M-am dus peste tot și afară, în fiecare loc, unde știam eu că se duce el. Nu l-am găsit și... Nu mai știu cine a venit. După a venit Andreea și mi-a zis Andreea, fata a plecat. Libia. Da, că a întrebat Marius pe Husein și ceva unde e. Nu știu, Gabi ne-a zis. Ce și cum ați reușit să vorbiți? Nu. Liviano. Ca să clarific. Aseară, când am ridicat puțin tonul la ea... Nu, mi s-a părut... Ea... Nu, Bianca, cu noi doi nu vreau. Bună, respect atâta. Când am ridicat tonul la ea, între ghilimele... Dar nu tare. O continuat să zică și a zis... N-am putut sta că eram prea nervosă și n-am vrut să... O zis că au fost nervos, de-aia s-o dus. Zic în ideea că eu am ridicat tonul. A, da. Păi nu, nu eu eram ăla nervos. Nu eram păi da, nervos. Dar nu ai țipat. Dar nu ai ridicat tonul, că dar nu ai țipat. Altă chestie. Nu ai țipat. Aștept să văd când a venit la hotel. Aștept numai așa, o simplă curiozitate. Fiindcă ea nu era curioasă să vină la hotel la mine. Vreau să văd cum odată când a fost la hotel. Dacă odată, vai doamne, unde e ești, oare ce-o pățău are ălea, înseamnă că e o falsitate foarte mare. Că de aici au vrut să plece la hotel la fete, nu au vrut să plece după mine. Că păi vezi, da, doamne. o zis asta. Păi nu am vrut să vin la tine la hotel. Da, și de asta zic, abia aștept să văd teatru jucat la hotel. Dacă a fost. Păi de ce nu o întreb pe ea, Liviana? Nu mă interesează să o întreb pe nimeni și... Păi da, o puteți vorbi, puteți vorbi despre mine, despre relația pe care am avut-o. Despre... Nu, încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat, de te-a deranjat așa de tare. Lăsați-mă, vă rog eu frumos să termin, că da, nu sunt chiar propoziția. Da, puteți să vorbiți cât vreți voi, atâta tot eu nu o să preiau parte la subiectul ăsta, n-am nimic împotrivă să vorbiți, ea poate să vorbească ce vrea ea, să inducă ce... Idei ce asta, pe mie să nu mă mai asociați. Nu, pe mie așa. Să nu mă mai asociați deloc. E faza de asta. Lasă-mă să-l întreb o chestie, Livian. Da. Pe mine mă interesa. Deci ce te-a supărat pe tine așa de tare ieri de ai plecat? Nu mai vreau să discut, Ligi, scuză-mă că nu-ți pot răspunde la întrebare. Nu mai vreau să discut despre chestia asta. Auzi, Livian, am zis că poate ești nervos și supărat, două, trei zile să-i lase în pace, să te liniște și după o să vorbiți. Nu, da. m-am liniștit aseară. Eu știu, dar ești supărat și nervos. Nu, bă, dar chiar mă... nervos. Probabil n-ai primit răspunsul supărat, pe care... Dar eu nu mai caut răspunsul pe care îl căutai. Tocmai că am primit toate răspunsurile. A, l-ai primit? Am primit toate răspunsurile. Nu mai caut niciun răspuns. Dar nu te poți nu-s nervos, îs supărat, da, îs supărat. Dar nu te poți gândi, poți înșela prin atitudinea ei, tu făcuți înșeli. Nu. Nu?
Îl supăra pe mine, în primul rând. De ce? Cam pus botul în anumite situații. Zici că... În dragoste toți suntem naivi. Dacă da. Nu să-ți pară rău, și când mai târziu. Da, în dragoste toți suntem naivi. Da, nu regret. Dar nu e de condamnat asta. Asta, zic, crezi că o să judeci cineva. O să regret, mai târziu. Și să fii înșelat în viața, să fii orice. Bă, eu menesc, ai iubit, asta e, o să-i da, de-aia zic, nu regret nicio secundă, nimic, e o învățătură. Amândoi ați iubit. Da. Da. Da, eu aș făcut ceva frumos între voi și da. Merită respect. Pentru asta, exact, pentru asta respect tot ce a fost între noi. Eu vorbesc din perspectiva mea. Tu nu te gândești că ea vrea să afli niște răspunsuri din partea ta? Dar n-are ce răspunsuri. Adică tu zici, am aflat ceva despre ea, tu nu-i spui ei. Poate i-a spus în spate. Miru, eu cu ea nu mai formam un cuplu. Știu, dar totuși îmi spune, supărat, dar nu-mi spune de ce. Poate nu vrea să-i spună. Poate nu vrea să-i spună aici, poate protejează aici. Păi, dar ea nu știe. Dar el are motiv în privat? Tu știi? De ce vorba? Paranoia lui știu. Deci aș dă seama de ce. Dar sunt niște filme făcute de el. Bianca, două secunde, te rog eu frumos. Ți-aș cere nici tu să nu mai vorbești pe subiectul ăsta, pentru că e cel mai bine pentru amândoi. Nu mai zi paranoie, nu mai zi nimic, ca evităm subiectul. Cel mai bine. Noi vrem ca amândoi să fiți bine, ce? Da. Adică nu cred că trebuie să stau să mă închid în mine. Nu, dar nici să deschizi cutia greșită. Dacă am să simt să vorbesc, am să vorbesc. Atunci vorbești sau trebuie să vorbi. Nu vorbi, ca să duci totul în favoare. Dar nu duc în favoare, eu spun... Da, că fac periuca, așa ai făcut și la hotel. Poate spune cum vede situația. Te-ai dus supărată, vezi, doamne, unde... Supărată? Cred, îmi dau cu presupusul. Uite, lasă-mă să zic. După cum, dar nu trebuie să-mi zici. Nu, te rog eu frumos. Da, lasă, de ce te-am anunțat că vin la hotel? Nu vreau să-mi zici. De ce te-am anunțat că vin? După felul cum te cunosc, asta ai făcut. Eu? Înseamnă, dacă n-ai făcut asta, înseamnă că nu te cunosc în situația dată. Păi nu mă cunoști. Asta spun. Nici nu mai vreau să fac. Nu mă cunoști. Nu mai vreau și o să-ți pară rău tot timpul. Nu o să-mi pară. O să-ți pară rău. De fapt, o să-mi pară rău, da. O să vezi cum am fost aseară și... O să-mi pară rău pentru tine, că n-ai putut să... Dar e destul de ciudat că ai fost la ușă și ai auzit cam tot. La care ușă? La hotel. Nu eram la ușă. Da. Păi da, dacă ea spune că nu te cunoaște pe tine, că tu nu cunoști... Tu, Bianca, te cunoaște pe tine? Tu-l cunoști, Bianca? Dar nu-i vorba despre asta, el a spus ce am făcut eu. E normal că știi. Ok, tu Bianca îl cunoști, pe Livian îi cunoști? Eu am spus în mașină fix așa, i-am spus persoanei din staff, pentru că mă filma, am spus așa. Nu știu dacă o să fie la hotel, dar cred că nu va fi. Eu l-am anunțat că o să, sau nu știu dacă le-am zis, cred că le-am zis, că da, te-am anunțat că vom veni și eu cred că vei pleca de la hotel. Asta am spus eu. Uite, asta vreau să spun eu. De-aia tu nu mi-ai răspuns la întrebare. Dacă tu îi spui lui că el nu te cunoaște pe tine, dar tu văd că îi cunoști foarte bine reacțiile, le anticipezi foarte bine, e grav. Înseamnă că el nu te cunoaște pe tine cu adevărat. Păi, tocmai. Tu nu te-ai deschis în fața lui în așa fel încât... Păi nu mi-a permis. El nu știe să te anticipeze de multe ori. El nu știe ce gândești, el nu știe ce urmează să faci și asta e trist. Exact. Nu poți să stai cu o persoană și să te surprindă. Tu încă îl surprinzi pe el. Păi da, pentru că el nu întreabă, el nu... Da. Eu sunt foarte transparentă. Nu, hai foarte... să... Nu, e exact ca și ieri. Lasă-mă, nu mai-s curios, nu mai nimic, nu mai-s curioasă, dar tot ești curioasă în spate. Aici nu mai ești curioasă. Păi nu, am venit în spate. Mă duc... Să-mi dai dreptate, dar oarecum... Auzi, nu, altceva. Nu, deloc. Mă duc după ea în spate, stați două secunde, mă duc după ea în spate. Ea te cunoaște foarte bine. O întreb ce are. Pe care tu o să-i faci într-o... Păi dacă eu, lângă persoana de lângă mine, eu, bă, ăsta zi eu. Și nu numai, știi? Și voi mă cunoșteți. Mă duc lângă ea în spate, o întreb de 10 ori, vine aici și îmi zice, pe păi da, că pe mine știe foarte bine, că trebuie să mă întrebe o dată, de două ori și abia a treia oră, zic ce ăsta. Da, asta am făcut în spate și, știi, n-ai făcut. De ce aici vrei să prezinți? Pentru că... De ce aici vrei să prezinți ceva și în spate îmi prezinți altceva? De ce aici te dai, îmi pare rău că te-am cunoscut mai bine, nu știu ce, și pentru în spate... Pentru că spun lucruri la nervi când mă calmezi. În spate plângi după mine și îmi dai mesaj, că mă iubești, mă nu știu ce, mă... De ce? Știi? De ce te dai victimă? Trebuia să ascult de mami, de tati când ziceai de tine. Stai un pic să răspund. Și afară, bă, te vreau. De ce faci asta? Stai să răspund. Numai ca să... Pentru ce? Hello? Eu trag de emisiune, păi nu mă interesează emisiunea, nu mă interesează să dau la oameni într-un anumit fel. Eu cum am intrat, așa am fost constant și dacă m-o schimbat ceva, m-o schimbat sentimentul de iubire. Dar ăsta zic eu că iubesc. Ok, mă las acum să vorbesc și eu.
Dacă eu am nervi aici în emisiune, îmi faci nervi, dacă profiți vin la tine... De, nu, profiți de chestia asta, că bă, am avut nervi de aia, dar afară nu mai am nervi, mai liniștit. Păi dacă după 2-3 ore îmi trec nervii, logic. Vreau să pare altceva. Eu. Îmi trec nervii după... Să înțelegi că cu unele cuvinte doare mai tare decât dacă faci o faptă. Da, dar nu am început eu ieri. Păi dat? Eu da. Nu-i da. Nu, să nu merg. Nu am început eu ieri. Crezi, nu cum ai văzut la început. Ori mai zi niște cuvinte care l-a durut. Ce am spus? Nu contează, Filip, numai ăsta ți-am zis, am făcut acum paranteză că nu, asta e continuitatea. Alivian, dar un picuț nu e ok ce-i propui tu, adică nu, noi femeile... Păi nu, afară, vă spun, nu, altceva vreau să zic. Un pic, numai să zic faza asta, că după aia iar mă întrerupe. M-am dus afară după ce m-am calmat, cu gândul să-i spun că vreau să încheiem ce v-am spus mai devreme. Uh-huh. Și el a început să-mi spună reproșurile pe care mi le spunea și înainte. Și mi-a spus că afară puteam să fim bine. Te rog. Eu mă refeream și la modul ăsta. Am zis, spus. Stai un pic, stai Ligi, ce am zis, că afară? Afară puteam fi bine, că ne înțelegeam. Nu, tu mi-ai zis că îți pare rău că nu am apucat să văd cum ești afară. Nu, asta am zis după ce ai spus. Înainte? Nu, eu după m-ai lăsat să vorbesc să ai zic ce când am venit. Ai zis înainte că ce rău îți pare că nu te-am văzut cum ești afară. Nu vreau să mai contrazic cu tine. Și eu ți-am zis că dacă nu făceai toate lucrurile alea, putem să ajungem acolo. De-aia am zis că îmi pare rău că n-am ajuns. Îmi pare rău pentru că tu n-ai putut să fii sinceră cu mine în anumite situații și să nu faci alte chestii. Nu a fost așa. M-am dus cu gândul să-i spun că îmi pare rău, că m-a învățat foarte multe, că tot ce am simțit după ce m-am calmat. Lucrurile... Da, e ceva normal. Dar după ce m-am calmat, i-am spus toate lucrurile astea. Da, conștientă că mi-a făcut... Afară... Bă, îmi pare rău, m-ai învățat. Uite, da, dar am venit cu gândul să o termin. Aia. Am venit aici, cu gândul... Bă, ești un zero. Ideea e că... Dacă ești leu în emisiune și pisicuța afară nu merge, adică fii leu și în afară... Păi stai un pic, dar dacă afară nu-mi face nervi... Nu există, eu cum o să dar nici aici nu-ți face, Bianca. Da, aici mi-au făcut, m-au provocat să vorbesc aiurea. Nu, tu te-ai agitat. Cred că e prima dată... două cuvinte, tu te-ai agitat. E prima dată când a venit să spună, bă, am auzit ceva, la modul serios. Acum e prima dată când a zis-o în 10 luni, cel puțin de când sunt eu aici, când a venit și a zis... Păi tocmai și asta mă enervează, când eu știu cum îs. Bianca, te-aș ruga să-mi aduci telefonul, da. Cred că de nu știu câte ori... Nici măcar n-a dat de înțeles... Păi bun, dar de ce i-a dat de înțeles altceva? Nu, Bianca, nici măcar n-a dat de înțeles lumii că ai făcut ceva grav. A dat. Nu, faptul că te-ai agitat... Eu zic ce am înțeles. Faptul că te-ai agitat, ai dus discuția în direcția respectivă și iar revii, ai zis că nu te cunosc pentru că eu nu știu să te iau. Păi, stai puțin să-i răspund Bianca. Bianca, dacă niciunul dintre noi n-a înțeles de ce e supra-Livian, de ce îți dai seama că n-a dat nimic de înțeles? Că niciunul n-a înțeles nimic. Ba dacă a făcut ceva grav, da. O zis, am aflat ceva despre ea. Dar nu că ai făcut cu vreun bărbat sau ceva de genul. Pentru că niciunul dintre noi n-a înțeles nimic, eu nici acum nu știu. Adică eu... N-ai fost atent la toată discuția, dar a spus. Am mai discutat cu el și afară și tot n-am înțeles. Dar deci dacă nici în afară nu mi-a zis, îți dai seama cu atât mai puțin. Bianca, dar vreau să spun că eu am fost aici și nici n-am înțeles pentru că el a zis că nu s-a supărat pentru chestia aia. Măi, oameni buni, a zis, eu știu ce a făcut Bianca, am aflat ceva. Da, așa a zis. Și atunci m-am enervat și atunci mi-am dat seama despre ce-i vorba. Și am luat telefonul. Ba da, fiindcă era spus. Ok, de ce nu l-ai lăsat să-și prezinte... Cauza, pentru că mințea din punctul meu de vedere. Păi da, tu ai dar nici nu știai ce voiam să zic. Ba da, erai sus acolo și m-ai întrebat. Ți s-a părut greșit ce-a făcut Diana, că a vorbit cu fostul sau nu știu ce? Ceva de genul mi-ai dat de înțeles ca și cum că eu am vorbit cu... zic, erai sus acolo. Lasă, poate o să fac oarecum cum ai trecut direct la atac? Ai sărit direct ca să... Cu ce am sărit la atac dacă eu nu am spus nimic? Am adus telefonul, m-am justificat pe mine. Nu am vorbit. Ce l-ai lăsat pe el să arate ce are de arătat sau de zis? Păi de ce? Dacă eu... Dacă el nu prezintă adevărul, dacă el mi-a zis... Dar tu nici nu știi ce voiam să de ce nu mi-ai zis tot ce ai vorbit cu Andra? Adică dacă eu vorbesc cu o fată, tot trebuie să-i arăt lui Livian? Dar nu era vorba despre aia. Ba, despre aia era vorba, dar de ce mă contracesc pe mine dacă eu știu ce am vorbit? Pentru că mai trecea o secundă și el înceta și nu spunea nimic, nu-ți aducea nimic. Exact. Și tu te-ai grăbit ca fata mare la marita să ataci. Nu, cu ce am atacat? Dar te-ai și rugat să-mi aduci telefonul, pentru că atunci ai grăbat el foarte. Cu ce l-am atacat? Bianca, eu te las, terminați discuția, am zis varianta, păi nu mă interesează să vorbesc pe tine, despre ce a fost, s-o încheia pentru mine și acum e la modul cel mai serios. Indiferent ce fac, nu-i bun pentru tine, asta mă disperă pe mine. Eu nu mai am nimic cu ea, eu mi-am dat seama de cum este ea, că este o femeie rea și că este răzbunătoare. Tu ai un stil să vă scoți din sărite, pe bune. Eu sunt cuvintele tale, dar nu ține asumit ceea ce zic.
Puterea dragostei continuă! Ne vedem de la ora 17! V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.